Gazmetan abordează partida cu FCSB din postura de lider al Ligii I. Albinegrii se așteaptă la un meci greu și își doresc să fie la fel de montați ca și în precedentele trei partide. După un început foarte greu, spun eu, de campionat, în continuare urmează un alt meci greu. Sper să fim la fel de montați ca și la meciul cu Dinamo, să avem aceeași atitudine. Și dacă o să avem aceeași atitudine și o să fim la fel ca la meciul cu Dinamo, eu cred că avem șansa să facem din nou un rezultat bun. Sunteți lideri după primele trei etape. Vă așteptați la lucrul ăsta, să spunem? Da, ne așteptam. De ce să nu ne așteptăm? În fotbal este posibil orice. De când am început pregătirea în vară, ne-am gândit că trebuie să ne pregătim bine, să muncim mult la antrenamente și apoi la meciuri să demonstrăm că suntem buni și că putem să facem o figură frumoasă în campionatul ăsta. E o motivație în plus locul acesta? Încercați să-l mențineți poate cât mai mult sau să fiți cât mai mult acolo sus? Da, noi în continuare vrem să jucăm un fotbal frumos, pentru că în primele meciuri cred că am demonstrat că putem să jucăm un fotbal frumos. Cred că am făcut partide bune și sperăm să mergem în continuare pe linia asta și să ne menținem cât mai sus în clasament. Ne bucurăm că lumea este alături de noi, ne bucurăm că vine la stadion, că ne susține. Sperăm și la meciul cu FCSB să fie la fel de aproape de noi și le mulțumim că au fost alături de noi și sper să fie în continuare. Partida dintre Gazmetan și FCSB se va disputa duminică de la ora 21.